Am ajuns la măsura 13, primul solo. E un moment în care acum eu cânt singur. Și e foarte interesant ce urmează de aici încolo. Sună cam așa. Până aici este identic la început, e motivul de la început. Și apoi urmează... După toată chestia aia început, vine următoarea lucru. Deci interesant pentru că sunt niște salturi. Pot cânta și aici cu la pe coarda si. Acum este un motiv identic cu ăsta, doar că e cu totul cu un ton mai jos. Citesc acolo de obicei. Sol, si, do, ti, do, 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 ti, do, ti, do, 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 do. E cum să-l cânt ca și cum aș avea un bas cu patru corzi. Mă feresc pe cât posibil de si, pentru că știu și eu dacă vreodată să cânt chestiile astea pe un bas cu patru corzi, o să-mi fie mai ușor așa. Am dărâmat chestii pe aici. Plus că acest instrument ăsta are griful foarte îngust și am acces ușor la corda si, dar pe celelalte instrumente din 5 corzi pe care le am, corzile sunt mai depărtate și ajung aici mult mai greu, așa că prefer să sar. Ok, să încă o dată. Ia să dăm, vedem cum sună și cu băieții. Ce frumos! Aici am greșit. Mă refer aici la măsura 20. Sol, si, do, mi, fa, do, sol, si, do. Da? Hai cu atât și dăm puțin mai repede. Așa, să vedem dacă la viteză mare sunt probleme tehnice. Nice. Hai să mergem și la viteză mare. Bun. Așadar, la măsura
prima bucată de solo, mi se pare că e ok, trebuie să o mai repet așa de, cum să zic, pentru legături, să capete fluență și să pot să o execut cum trebuie, în context, adică în șnur. Mai departe e un moment de tutti. Tutti înseamnă că eu, solistul, cânt la unison cu ceilalți din care cântă melodia în orchestră, adică cu partea de viori cel mai multe ori. Deci măsura 19, 20, 21. Da, și acum începe primul pasaj greu, la măsura 24. Pentru vioară nu e greu, pentru bas, așa cum e scris acum, trebuie, e destul de complicat și readaptat. Deci măsura 22-21, unde scrie tutti. Și uitându-mă un pic pe el înainte, recunosc, a trebuit să aleg un concert și când l-am ales am ascultat mai multe concerte de Vivaldi și am trecut așa un pic prin ele să văd dacă se pot executa tehnic și ăsta a fost primul care mi-a zis ok, asta, pasajul următor se face cu tapping. Deci avem așa 24, da? Măsura 24. Și s-a încheiat. So, degetul care face tapping, degetul 1, care de când am notele mi, mi, la, mi, la, mi, sol, mi, sol, mi, fa, re, fa, re. Iar mâna stângă are de cântat S. Asta se face cu hammer-on. Pare că sunt ok. Mai repede, un pic, să mă asigur că la viteză mai mare nu sunt probleme. Sunt niște chestii pe aici, la tempo mare, trebuie să îmi țin degetele în frâu. Da, și să le taca, 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 să nu se audă așa, blă, 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 trebuie să audă ta 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 ta. Ritmul e foarte important aici și claritatea notelor. Bun, pasajul ăsta iese. 26-27. Urmează pasajul de la măsura 28.